Salut, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video despre o monedă care deja este la bursă, deci ea se vinde, dar încă nu s-a terminat ICO, deci la înregistrare o putem primi gratis. În afară de aceasta se poate de primit această monedă jucând pe acest site. Moneta se numește CryptoSoul. La CoinMarketCap ea este la prețul 0,07 dolari moneta. Se vinde la două burse, două schimburi, hot bit și Mercatox. Deci, sub acest video este un link pe care când apăsăm se deschide acest site, unde trebuie să intrăm la register. Apoi deci, după ce s-a deschis pagina de creat cont, trebuie să treceți pașii până se termină. Deci, în primul, introducem email, apoi apăsăm pe next, la pasul următor ne apare spațiu pentru a introduce parola, introducem parola și așa mai departe. Mergem până în final, apare o inscripție că pe e-mail s-a trimis un mesaj de activare. Așa ceva. Unde apăsăm pe butonul acesta de verificare la e-mail. După aceea putem să intrăm în cont cu login. Deci, în interior trebuie este de adăugat portofel Ethereum. La fel, când intrăm prima dată, aici sunt niște condiții, trebuie să alegem că nu suntem din SUA. Pentru SUA nu se poate participa. Acolo citiți atenție, atent ce se scrie, alegeți cea din mijloc, mai jos când aveți 18 ani, confirmați, după aceea trebuie să intrați în cont, account.
acolo trebuie introdus datele. Deci ideea care că pentru fiecare sarcină îndeplinită, nu ni se dă puncte. Pentru verificare de plin se dă 75 de puncte. Un punct se schimbă contra 7 monete. Data de 3 ianuarie. Deci este airdrop. Unde sunt enumerate pașii. Facem înregistrare, facem sarcini, primim puncte. Punctele se convertează în monete. După ce s-a convertat, noi le putem da la scos. După o dată în 2 săptămâni, deci după ce se termină airdrop, de pildă, pe data de 3 ianuarie va fi faza următoare. Mai jos. Sunt datele noastre, linkul nostru de referal, dacă vrem să invităm pentru o persoană invitată, primim 150 de puncte dacă el a ajuns la nivelul 3. Pur și simplu, dacă se înregistrează, doar 5. Ce înseamnă nivelul 3? Deci nivelul 3 îl vedem când dăm la scos bani. Deci uitați-vă, sunt 3 nivele. Cât mai mare nivelul, nivelul 3 ne permite să scoatem bani fără limite. La nivelul 2 doar 150 de monede putem da de scos. Dacă ne uităm la în care o calcul. Aici nu se vede. Deci verificarea cum se face. Deci nivelul 2 introducem datele. Deci nume, prenume. Apăsăm submit. Nivelul 3 trebuie să facem, uitați-vă, un selfie unde în mână ținem buletinul, în altă mână, în formă de triunghi, o inscripție pe care scrie Crypto Soul, pe urmă anul, luna și data. Deci am făcut în formă de pătrat, nu mi-a acceptat, am trimis în formă de triunghi și mi-a primit verificarea. Deci trebuie să fie neapărat în formă de triunghi. Alegeți ce trimiteți, de pildă, buletin. Alegeți unde se află selfie, poza, o anexați și apăsați pe submit. După ce se face verificarea, deja la retragerea banilor, va fi nu nivelul 2, dar nivelul 3. Deci acesta e un cont care am făcut special ca să vă arăt pașii acestea. Aici se adaugă portofelul, Ethereum. Acum la aici e, o să vedeți care aveți puncte, iar aici monetele. Când se va transforma punctele în monete după data de 3 ianuarie. Azi la noi e 23, deci în 10 zile undeva liber puteți face sarcini acestea. De pildă 25 de puncte, mulțit la 7, deja sunt 100 și ceva de puncte din monete. Pentru verificare, încă vreo 500 mai primiți. Pentru fiecare invitat, în jur de 1000 de monete, dacă face verificare. Deci, destul de simplu. Dacă înțelegeți ce trebuie de făcut. Cam atât ce am vrut să spun, numai bine.